Săvărinenii au auzit din nou astăzi sirenele sunând. Exercițiul de astăzi a anunțat posibile inundații. Semnalul auzit astăzi a fost alarmă la dezastre, compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Într-o situație reală, semnalul poate anunța iminența producerii unei inundații, caz în care cetățenii trebuie să rămână calmi și să fie pregătiți pentru evacuare. Cadrele militare au câteva indicații pentru mehedințeni, în cazul în care sirenele ar suna pentru o situație reală și nu în cadrul unui exercițiu. Pentru a evita pierderile de vieți omenești și bunuri materiale în cazul manifestării inundațiilor, cetățenii trebuie să respecte recomandările transmise de autorități. Dacă locuința este în pericolul de a fi inundată, să decupleze întrerupătorul general de energie electrică și să întrerupă instalațiile de alimentare cu apă și gaze. În cazul în care consideră că mai au timp, să mute obiectele importante la etajele superioare, să încuie ușile casei și să protejeze ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenții de apă sau de obiectele duse de către aceștia. În România există 3 tipuri de alarme: alarma la dezastre, prealarma aeriană și alarma aeriană. Prin modul de acționare a mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spațiul public, însă pompierii asigură pe cetățeni că astfel de exerciții periodice sunt necesare și benefice.